Începând de mâine, primăria va pune la dispoziția buzoienilor interesați un ghid cu toate documentele și criteriile necesare pentru aprobarea subvenționării cumpărării de centrale termice de apartament. Noi am creat chiar și un ghid ca să nu mai întrebe oamenii nu știu câte locuri și să nu știe ce au de făcut. Acest ghid, mâine cel târziu, îl vom da peste tot, în sensul și la asociațiile de proprietari și la Direcția de Asistență Socială și la Regia Autonomă Municipală, la celebrul nostru RAM, astfel încât oamenii să știe foarte clar ce au de făcut. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Buzău, acolo unde persoanele eligibile pot consulta lista de acte necesare și pot primi îndrumări de la funcționarii abilitați. De mâine vor găsi la sediul instituției noastre un ghid unde se vor detalia pașii pe care trebuie să-i urmeze fiecare persoană care solicită acest ajutor. Și de când vor putea depune efectiv cererea? În momentul în care dețin toate documentele necesare, pot întocmi cererea. Noi stăm la dispoziția lor oricând să le dăm detalii. O primă condiție este ca venitul mediu pe membru de familie să nu depășească salariul minim net pe economie, 1263 de lei. Solicitanții trebuie să aibă taxele și impozitele plătite la zi. Pe de altă parte, deținerea în proprietate a altor imobile, a unui autoturism mai vechi de 10 ani, a utilajelor agricole, suprafețe de teren care produc venituri de peste 2500 de euro, conduc la excluderea acordării sprijinului financiar. Limita de venit este salariul minim net pe economie, pe membru de familie, iar documentele sunt aceleași documente pe care le depun și la solicitarea altor ajutoare de urgență. Documente de venit, documente de identitate, o declarație notarială din care să rezulte că nu dețin bunurile prevăzute de lege care exclud acordarea dreptului. Inițial, hotărârea de Consiliu Local limita ajutoarele doar pentru acei locatari din blocurile unde mai sunt racordate maxim 3 apartamente la regia de termoficare, însă această regulă a fost eliminată. A fost exclusă din hotărârea 231, acea condiție prin care puteau beneficia de acest ajutor de încălzire doar persoanele care locuiau în blocuri în care mai erau racordate la sistemul de încălzire doar 3 apartamente. Prin urmare, nu putem face o estimare acum la numărul de ajutoare care vor fi solicitate. Asta înseamnă că toți cei care locuiesc la bloc și sunt racordați la RAM pot face o astfel de cerere. Pot face o astfel de cerere în condițiile în care se încadrează în criteriul de venit. Atenție, nici persoanele care dețin depozite bancare cu o valoare mai mare de 3.000 de lei nu sunt îndreptățite să beneficieze de subvenție de la primărie.